niște strategii de îmbunătățire continuă pentru ridicarea eficienței stațiilor de epurare din zona Mării Negre. Proiectul este dezvoltat în cadrul programului operațional Marea Neagră. A început anul trecut, la 1 ianuarie, și se va termina la sfârșitul acestui an. Deci este un proiect de 2 ani, în valoare de aproximativ 455-460 de mii de euro. Scopul principal al proiectului este crearea unui parteneriat puternic între statele din zona Mării Negre pentru dezvoltarea stațiilor de epurare. De aceea, în proiectul nostru sunt 6 parteneri din Armenia, Republica Moldova, Georgia, Grecia, Bulgaria. Acești parteneri sunt 2 universități, Yerevan State University and State University of Moldova. Nu facem doar teorie, facem și practică. Și tot ce facem, ce am discutat, ce s-a scris în aceste manuale, vrem să le aplicăm. Ca dovadă că în cadrul proiectului pilot făcut la stația de epurare Cernavodă, un proiect finanțat cu bani europeni, am reușit în urma implementării acestui proiect să reducem consumul de energie electrică cu aproximativ 15% și, bineînțeles, și cantitatea de nămol. Pentru că, așa cum știți cu toții, de totdeauna am spus lucrul ăsta, avem o mare problemă cu cantitățile acestea de nămol care sunt de ordinul 100 de tone pe zi. Deci proiectul acesta vine în sprijinul nostru pentru că trebuie să facem eficiență în ceea ce facem noi de zi cu zi, zi de zi la stație de epurare. Da, beneficiarul proiectului, de fapt, considerăm că este, în primul rând, turismul din zona Mării Negre, populația locală, că se vor bucura de un mediu mai curat, și pescuitul, care va da rezultate mai bune. Știți foarte bine că noi am beneficiat de un program foarte ambițios de investiții, peste 400 de milioane de euro, din care foarte mulți bani am băgat în județul Constanța, în zona Mării Negre, Marea Neagră, care este, știți foarte bine, considerată o mare europeană, de când suntem în Uniunea Europeană, în zona Mării Negre am modernizat toate stațiile de epurare, sunt 4 la număr, vorbesc de Mangalia, Eforie, Constanța Sud, Constanța Nord. Aceste stații funcționează impecabil, dar nu poate funcționa decât dacă ai și o strategie, să ai o strategie, să o faci eficientă, să o faci eficientă din punct de vedere energetic, în primul rând, pentru că mai mult de 50% din costurile unei stații de epurare, să știți că înseamnă energie electrică. Și acest proiect ne ajută foarte mult, pentru că, efectiv, ce am discutat și ce am făcut noi, teoretic, am aplicat în practică și se văd rezultate. În primul rând, vă dați seama că o stație de epurare mai eficientă înseamnă, la un moment dat, se traduce și în costuri, consumuri energetice mai scăzute, costuri mai scăzute pe factura utilizatorului vor fi într-un final, ceea ce este foarte important. Apoi, faptul că efluentul este deversat în mare, în niște condiții foarte sigure pentru populație, preîntâmpină apariția unor boli care erau mai de mult. Și eu sunt constanțeancă și știu că erau în copilărie, se întâmplau multe lucruri cu cei care se făceau baie în Marea Neagră, în zona Năvodarului mai ales. Iarăși este un mare avantaj. Apoi, întreg mediul este schimbat. Nu mai este poluarea aceasta, este redusă în toată zona costieră. Deci acestea sunt primele avantaje. Pescuitul, apar pești noi, pești care au dispărut până acum, reapar datorită unui mediu mai curat, o mare mai puțin poluată. Deci iată cum sunt înlănțuite toate aceste beneficii care apar. Domnul Hagi, asta nu înseamnă că dacă eu scad cu 10% consumul energetic într-o stație de epurare, scade și factura cu 10%. Vă dați seama că nu se poate așa ceva. Dar faptul că asigurăm o mare curată și că reușim efectiv să eliminăm orice descărcare necontrolată în Marea Neagră, pentru că au fost, trebuie să vă spun că de la 2 mai până la Năvodare au fost, slavă Domnului, grămadă de conducte care erau ascunse și care trecea pur și simplu apa menajeră fără să treacă printr-o stație de epurare. Deci am eliminat în totalitate. Am creat acest confort pentru cetățeni și pentru turiști, care, trebuie să vă spun, în 2015, pentru noi Raja Constanța a fost un an foarte bun, nu numai datorită faptul că, probabil că și vremea asta a contat foarte mult, dar este pentru prima dată când au venit mai mulți turiști, atât în Mamaia, cât și în partea de sud, decât în anii anteriori. Pentru că dacă cineva știe câți turiști vine în Constanța, statistica cea mai bună Raja Constanța, pentru că sunt foarte mulți care vin la acest turist neorganizat. Și noi știm cât se consumă pe fiecare stradă, noi știm cât se consumă la cei care iau în gazdă, pentru că
foarte mulți vin, poate nu-și permit să stea la un hotel de 4 stele, dar stă la o gazdă și unde dușul face, vă dați seama. Deci suntem fericiți că vin foarte mulți turiști, pentru că cu cât sunt mai mulți turiști, cu atât mai bine pentru noi, pentru că ne putem dezvolta și facem o treabă bună pentru mediul turistic din zona noastră. În controvalele participante deocamdată, adică cele trei țări cu acces direct la Marea Neagră, Georgia, Bulgaria și România, și în cele trei țări conectate cu Marea Neagră, Republica Moldova, Armenia și Grecia. Aceasta este o întrebare foarte bună și programul care se va lansa anul următor, a doua ediție a programului operațional Marea Neagră, a inclus în țările participante și Rusia, pentru că au considerat că și Rusia are contribuția ei foarte mare în poluarea Mării Negre. Și proiectele pe care le vom dezvolta în continuare vor fi proiecte în acestea mari legate, ca să asigure într-adevăr o mare curată. Nu, Constanța aici poluează mai puțin și, nu știu, din Rusia vin poluanți mai mari. Deci, asta e. Oricum, noi avem 6 țări în care aplicăm acest concept, deci este un lucru laudat.